Unul dintre invitații noștri în această după amiază este și magicianul Robert Tudor, cel care am înțeles că a venit la foarte multe petreceri înainte să fie el așa celebru. Exact, îl știm de foarte mulți ani pe Robert, vine la petrecerile Raniei de când avea Rania 3 ani. Foarte tare, adică tocmai de aceea. Adică de vreo 5 ani. Magicianul este și el cu noi în această după amiază. Bună seara, magiciene! Salut, prietene! Salut! Ce panuche te-ai mă? Ia mă, ce panuche, magicianul, le dai? Ai marcă rosa aici, deschis așa. Bă, dar ai băgat bani mulți, mă, aici. Dar îmi sună așa acum o săptămână să-mi dai și mie 500 de euro, că trebuia să plec și eu, n-ai vrut, a? Lasă, că tu ai foarte mulți bani de la concerte, de la spectacole, îți merge bine. Nu, mă mai mult bucur copii. Uite, de exemplu, duminică o să fiu la... Bucură copiii pe banii părinților, să știți, adică... Sâmbătă o să fiu la Constanța, spectacol de magie, se numește Magia Copilăriei. Hai să începem. Lasă-mă să spun eu ceva din toate, că ești foarte tare și asta spunea și Denisa. Mulțumesc mult, Denisa. Am fost ieri la petrecerea noi, Raniei. A fost și prințul, Cristea? A fost și Cristea, a fost. Și? Un băiat extraordinar, să știi. Îmi place cum se îmbracă. Adică? Face el costume, are alea, da, nu știu, nu? Da, este talentat, da. A fost și, a mai fost și, cum îl cheamă? Tot de la Dinamo a ajutat. Marius Nicolae. Marius Nicolae. Am înțeles, și a mers bine, nu? A fost bine. Hai să spun despre ce e vorba în acest număr de magie, că nu mă mai ține, că am setate cuvintele pe care trebuie să le rostesc în minte. Am un sacou, ia uite cum începezi, intru direct în poveste. Am un sacou. Cât crezi că am dat pe acest sacou? Prețul lui corect. Uite, o să arunc ăsta la întâmplare. Da. Nu l-arunc, am nevoie. Numește tu o fată care va spune prețul corect al acestui. Domnișoara, prima domnișoară. Cum te cheamă? O cheamă Mădălina. Păi, Mădălina, spune, te rog, un preț, ori în euro, ia microfonul, te rog, ori în dolari, ori în lei. În ce alegi? În lei. În lei. Câți lei crezi că a dat Mădălina pe el? Cu virgulă, te rog, ca să pară mai interesant. Zi, o sumă. Cât crezi că am dat? 10.000. Cât? 10.000. 10.000, mă, par bine! Nu, pune cu virgulă, pune cu virgulă. Stai să mă uit eu să spun cât a dat. Pe urmă, mă rog să te rog. Punem cu virgulă, o cifră cu virgulă. Zici și tu, 256, virgulă, nu știu, zici și tu. 256, virgulă. Altceva, altceva, că să nu zică... Virgulă 19. Cât? 256, virgulă 19, da? Da. Lei. Lei. 200. Tu cât crezi, măruță, că am dat eu pe el? Bă, eu știu că tu ai foarte mulți bani și că dai foarte mult, investești în haine. Așa. Cât crezi? 549,23. 23? Lei sau euro? Euro. Euro. Să te sunt debutăm. Două prețuri. Putea să spună oricine, tu ai spus cât ai spus, 256,19, da? Am scris aici. Eu am aici. Spus cât am spus. Stai că am uitat cât a zis. 549,23 euro, ea a spus lei. În tot timpul acesta, mâinile mele sunt aici în față, uite-te, Cătălin. Stai un pic să le arăt oamenilor Cătălin, că ai scris pe bilețelul în ăsta. În spate sacoul are o etichetă, da? Uitați-vă puțin la mine, uitați. Ia. Iau sacoul. Da. Ajută-mă, te rog, vină puțin. Uite, mâinile aici, mâinile aici. Dăm sacou de la un anumit nivel, altfel stau lucrurile. Dăm sacou ușor, dai. Dăm sacou ușor. Ușor, în spate, dacă puteți observa, are acolo, că l-am luat așa, că am uitat să-l plătesc, dar prețul era, să știi. Deci nu pot să 256,19 lei, exact cât ai spus tu. Păi și prețul meu? Prețul tău nu e, pentru că eu am vrut să spună ea prețul corect, înțelegi? Și prima dată vrea să spună 10.000, pentru că ea era derutată. Deci sunt tare rău de tot, mă, ăsta e număr tare. Tu dai seama, asta înseamnă că ce-și doresc oamenii de la tine aia? Dar magicianul vrea să spună că pleacă și el în străinătate. Merg în străinătate. Deja la Londra, mai? Pentru oamenii care stau afară și sunt plecați cu copiii, vin să le fac bucuria acolo. E mai scump biletul în străinătate decât în țară? Sunt mai scumpe, da, biletele, dar pentru că e și transportul, știi? E în ce valută? Pe 21 octombrie sunt la Copenhaga, pe 22 octombrie la Göteborg și pe 23 la Londra. Mă, e magicianul internațional, băi! Mă rog cu voi, măruță, cu ProTV-ul și cu măruță, mulțumesc mult de tot că m-ai făcut mare. Bă, m-ai dat un ban, m-ai îmbrăcat, m-ai... Ce deci să mai... Deci simt de sâmbătă, că tot cât n-am... Să dea Dumnezeu sănătate și numai hituri de hituri lui Andra, mă, bă, ce melodie, că dragostea schimbă tot, să știi. Uite, asta era bună melodia pentru... Da. Dați-mi voie să vă arăt, o bilă, yeah. Da? O bilă asta este gol, este gol, este? A dispărut apa, aia, uite. Pun bila în interior, amestec, după care iau bila, o duc în buzunar,
O las aici la mine în buzunar, se vede? Da. E aici, da. O las în buzunar și trebuie să-mi spui unde este, ori în buzunar, ori acolo. E simplu, hai că începem. Deci, se duce bila în interior, se amestecă, se ia bila, se duce în buzunar, bila este în buzunar, aici nu este nimic. Mamă, ce mă enervezi. Mă, de fiecare dată apare aici, uite. Las bila aici, poftim, am luat bila, o duc aici, arăt bila, este în buzunar, aici pognez, nu este. Unde este bila, în buzunar sau acolo? Supa, în pahar. Mâna ta, este, este sub pahar aici. Las bila deoparte, bila asta o duc în buzunar, pognesc o singură dată. Unde este bila, în buzunar sau acolo? Acolo. Nu este, aici o lămâie. N-avea cum să încapă lămâia în interior. Știi de ce? Știi de ce, Cătălin, n-avea cum să încapă lămâia în interior? Pentru că în interior am o dată la asta. Ia uite, uite și n-avea cum să încapă. Am că e tare. Băi, genial, magician. De-aia mă enervează de magicienii, că nu mă prind. Bine să nu te enerveze magicienii ăștia. Eu n-am nimic, eu n-ai sunt aia care vin și dispar, măi. Magiciena, ești foarte tare. Nu vreau, nu vreau să rămâi. Că mai sunt magicieni care vin în viața fetelor și dispar. Am văzut vrăjitori sunt aia. Mai ai ceva magie? Da, da. Unul inteligent, un număr inteligent, grozav, incredibil, imposibil. Uite, vreau să-i fac Denisei, da? Aici am o predicție, sunt mai multe cărți. Vreau să-i, te rog, aceste să pui cărți. Una peste alta pe masă. Ține tu cărțile, pune una peste alta pe masă. Una? Când vrei tu, spui stop oriunde vrei tu. Nu vreau să te influențez, poți să dai câte două, câte trei. Ideea e că noi ne găsim perechea. Pune toate cărțile peste. Ne găsim, ia cărțile din nou, iar dă una câte una, una câte una, câte două, câte trei, deci câte vrei. Deci ai dat cărțile și ai băgat o scris? Arată ce le pui. Da, mă, cum ți-ai scris, așa ți-ai dat. Pune toate cărțile peste. Eu cred că aici o să fie 10 de treflă. Am pus ăsta 10 de treflă și acolo 4 de inimă roșie. Pune-le, te rog. Pognesc o singură dată. Ia veniți să vedeți. Iau cărțile exact unde am pus aceste două plasticuri. Unul îl las aici, se vede, este 4 de inimă roșie. Și cel de-al doilea, cred eu că este 10 de inimă neagră. Poftim, se și vede, las aici în față. De ce sunt astea? De ce? Da, 10 de treflă. Sunt singurele cărți în tot pachetul ăsta. E un număr genial. Ridica în lumea în picioare, la România au talent. Uite, toate cărțile sunt albe. Toate cărțile sunt albe, în afară de două cărți. Ăsta-i destinul, Cătăline, dacă ți-a fost scris să fii cu Andra, ești cu Andra. Uite-te puțin, ia uite. Sunt două cărți, nu sunt așa pe alb, da? Nu sunt pe alb, sunt printate, uite. Da, da. Cum ai reușit, măi, băiatule? Intrați pe Facebook sau pe YouTube și vedeți mai multe filmulețe cu mine. Mulțumesc. Dați un like și un share acest. Și-a luat și PR, deci gata. Da. E cel mai bun, o să luăm până... Asta, îmi place, da, de el. E foarte bun. Spuneam mai devreme, știți ce îmi place cel mai mult la el? Ce? Îmi place că îi pune pe copii, le pune mintea la contribuție. Da. Nu este doar un număr de magie și atât. Le stimulează inteligența. Fiul meu face magie în fiecare zi prin casă. Am văzut. Și crede-mă că... Numai cu magie. Face ce vrea el din tine, Cătălin. Nu mai făcut cărțile astea. Da, oameni buni, vă așteptăm și mâine de la ora 3, la ora 5 alături de noi. Mâine vine și Bobo, așadar de la 3 ne întâlnim cu Nașu Bobonete. Nașu Bobiță este un om extraordinar, vă spun. Da, mâine. Acum îi tai moțul. Vine copilul. Și trupa Fly Project mâine, avem o lansare de piesă și de clip mâine. Mă, puțin, mă, că m-am întrebat dacă mai am timp de un număr, dar nu sunt eu pregătit, Cătăline, ce n-ai mi, mă? Ia, te rog, cărțile, uite-te la ele să vezi că toate sunt diferite. Ia, te rog, o carte, ba mai mult decât atât. Dă markerul pe care mi l-ai luat, Cătăline. Te rog. Și semnează-te pe o carte, semnează-te să vadă toată lumea. Umflă, te rog, balonul ăsta, umflă-l, te rog. Te rog. Mai zice ne. Gata. Te-ai semnat, arată-o, te rog, la cameră, nu vreau să știu ce carte e, da? Pune, te rog, cartea unde vrei tu în pachet, nu contează. Așa, haide, magicene, că vin știrile de la ora 17 peste noi. Uitați-vă cum le amestec. Nu știu unde este cartea, că dacă ar fi știut și acum îmi simțeam visele și țelul meu împlinit. N-a fost să fie așa, dar ce mai contează? Eu ți-am spus că uitarea este singura salvare a minții. Cam greu de îndeplinit și mă întreb cât ar mai dura această suferință dulce. Asta e poezia pe care a scris-o din pușcărie... Glumesc, vă! Toate cărțile sunt acolo în pachet. Le-am dus acolo și acum o să facem un fel următor. Spun formula magică, inimi, inimi, animo, biri, 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 bo. Leg pachetul de cărți, da? Dă-mi, te rog, balon. Iau balonul! Leagă, l-ai legat. Cartea ta este undeva în interiorul pachetului, le-am amestecat, este semnată, o singură carte. Iau balonul, ar trebui să-l umfli mai tare puțin, Cătăline. Spune, te rog, formula magică, deschide, te rog, ăsta. Inimi, inimi, animo, ce
Uite-te puțin. Și o singură carte se află în balon. Semnată! Pachetul este neatins. Neatins pachetul. Pentru mai multe numere de magie, intră pe canalul meu de YouTube, Magicianul Robert.